Înțelegeți, prieteni? Suntem prieteni și noi aici, filmăm, că n-avem ce să mai filmăm. Filmăm mașinile pe drum cu merg. Și asta e, în cap face la Cățava, acolo e pusă lădiță, îi pusăi cârpe astăzi. Îi pusăi niște franele, niște aia, ca să stă cățăi. Ea sta până acum pe ei, acum o pusă într-o lădiță și să o bagă acolo, să nu ploaie pe ea, prieteni. Să nu ploaie pe ea. Înțeles că cățăi foarte frumos când le vede Leonardo. Și cu ales, Doamne, nu mai pot, ei atâta sunt de frumoși. 7 putare, 7 Olga le numără. Și acum le luă Anca să aibă grijă de ele, le dă tu Olga i-a dat apă, i-a dat mâncare la cățacu și Anca îi dă. Îi dă mâncare, îi dă, că e păcat ca să aibă lapte cățăi. Să aibă ce suge. Mie nu mi-a păcut până acum câinii prieteni, dar cățăi ei am murit de dragul lor. Da, mie să nu fi văzut câini de-ai mari, de-aia nu-mi place. E când văzui cățelușele alea, înțelegeți, prieteni? Văzui cățelușele alea, dar-mi place de ei cățăi frumoși cu pete albe, negri. Înțelegeți, prieteni? Când o crește mai mari să le împărțească la copii. Da. Ei sunt boldei de aia mici, nu sunt când de-ai mari, boldei cuță, cum e mama lor, le zic. Sunt boldei cuță, înțelegeți? Și îmi pare rău de cățelăși, înțelegi? I-am spus să le pună Anca acolo în lădiță, să le pună cârpe, să le ducă undeva, că ea stă tu cu ei în rond acolo, unde era rece pământ. Și asta este, prieteni. Prieteni, am vorbit cu Alin la telefon, a fost la tasă, la vizită. A fost la tasă, la vizită. Ce să mai zică și el, că nu mai are mâncare acolo, nu mai are nimic. Da, îi mai pun bani să cumpără de la magazin. Magazinul ăla scump de tot la pușcărie, prieteni. Dublu marfa la el. Dacă odată pe lună mâncare, ce să ajungă, prieteni? Odată pe lună 10 tile. Exagerat, prieteni. Să nu mai fie nici dușmanii la pușcărie, prieteni. E greu, prieten, la pușcărie și un om bolnav să-ți fie la pușcărie, un om bolnav cu atâta boală. Ce să mai zicem, prieteni, ca asta? Ce faci, babă? Lasă-mă, mă, că-mi filmez acum, nu vezi? Ce-mi filmez? Te filmez pe tine, cum te-ai spus. Ce cu tine ai filmat? Lasă-mă, că nu mai am de lucru. Ce-o pără filmat? Nu mai am de lucru, băi, sunt tămăria, păi, mâine, când te-am temat atunci, n-ai venit. Hai, lasă-mă acum, nu mai vorbi, că filmez, te filmez pe tine, hai. Oh. Păi lasă-mă, uite, te filmez. Ce filmez? Te vezi pe YouTube. Ha? Te vezi pe YouTube, să te uiți pe YouTube. Cum pe YouTube? Hai, tu nu știi ce înseamnă la YouTube. Ești atâta mare de ani ăștia și nu știi ce înseamnă YouTube. Și eu, o babă bătrână, știm ce este YouTube. Și tu la anii ăștia câți ani ai? 31 de ani. Mulți înainte. Și nu știi ce înseamnă YouTube? Știu, babu, dar am făcut, dar i-am zis ce spui tu. Aaa, așa, da. Nu te-ai mai dus în străinătate? O, că l-am mai frumos. De ce nu te-ai mai dus? O, că din căl mai bine. Lasă să te vadă lumea, că ești băiat frumos, cu minci. De ce să nu te vadă lumea? Dar de ce nu te mai duci în străinătate? Asta, ce-mi frumos sau cum hădă? Da, uite-te. Doamne ferește, băiat tânăr și nu știe ce înseamnă voi tu, prieteni. Și eu, babă bătrână, și mă târâiesc și îmi filmez. Da, bună seara. Și asta este, prieteni.
tineretul nu vrea să muncească, prieteni. S-a învățat tineretul să pleacă în lume cu bagiși, cu femei și să nu fac nimic. Și să nu fac nimic, prieteni, cum făcea bărbatul meu, de muncea. Era mânuțele lui numai muncindu-l, bărbatul meu. Când avea de lucru, făcea casă în gospodărie, făcea roturile, făcea la creanță, la porți, la toate ăștia. Înțelegi? Găsa câte ceva, să pună casa la pont, să pună lucrurile la pont. De când a murit el, prieten, nu mai e casă, nu mai e masă. Nici în familie, n-are cine să le mai țină din scurt, unul încolo, unul încolo. Nu mai le ține nimeni din scurt, face ce vrea pieșcare. Asta este, prieten, cum mi-a spus femeile în pușcărie, mă învățau. Și că, patroană, vezi-ți de treaba ta, vezi-ți de viața ta, să fii sănătoasă tu cu copilul tău, care e copilul tău, care ține la tine, și să ai grijă de copilul tău și de tine. Așa e, prieten, că fieșcare pentru el face soarta. Face soarta pentru el. Fieșcare, să aibă grijă de copiii lor, să le crească cum le-am crescut eu pe ei mei. Și nepoți, mici și ăia, fieșcare au părinți să le crească. Eu cum am crescut pe ei mei? Stăteam legată la gât cu ei. Asta este, prieten, să aibă grijă să le crească părinților, neamurile lor. Eu să am grijă de mine și de copilul meu, de acum înainte. Sănătate să ne dă Dumnezeu și Maica Sfântă și Iisus Hristos. Și la copilul meu, și la nepoți, și la toți, Sfântă Măriuța să ne ajută. Și la prietenii noștri care le cheamă Maria. Să le dea Dumnezeu sănătate, care ne urmărește, care ne gândește bine. Și mie să mă ajută Sfântă Măriuța și Maica Sfântă. Sănătate, prieteni!